Bună seara, dragi prieteni, numele meu este Violeta și l-am alături pe Liviu de la FC București. Bună, Liviu! Bună seara! Felicitări! Mulțumesc! Cum a fost meciul în această seară? Frumos! Am luat 3 puncte, e normal să ne simțim bine. Îl poți descrie? Păi prima repriză, eu zic că am dominat-o destul de bine, să zic așa. În a doua repriză am avut niște probleme în ceea ce privește portarul nostru, s-a accidentat. Am avut niște probleme la spate, a trebuit să-l înlocuiesc. Am luat un gol, neavând experiență în poartă, am luat un gol. Dar pe total băieții au scris, și-au făcut jocul, au atacat când au fost nevoie și meciul ne aparține în totalitate. Băieții au fost buni, au jucat foarte bine, noi ne așteptam să avem un adversar mult mai bun în seara asta. Din fericire pentru noi, probabil au fost obosiți sau nu le-au venit tot lotul. Dar nouă ne e bine. Cine s-a remarcat din echipa ta? Din echipa mea, toți băieții au jucat bine, în special Petre Mihai și Dumitru Ovidiu. Ei sunt atacanții de bază din echipa noastră, au înscris destul de mult în seara asta, ei au fost jucătorii de bază. Și băieții pe spate au făcut o treabă bună în apărare și portarul, cu toate că s-a accidentat, sperăm să facă bine până în următoarea etapă. Și toți au jucat bine, nu știu dacă, nu pot să spun pe cineva în mod special. Care a fost momentul în care adversarii au pierdut controlul meciului? Adversarii a pierdut controlul din meciului, cred că din prima repriză, pentru că nu s-au așezat foarte bine pe teren. Am trecut de apărare foarte ușor, din punctul meu de vedere, un lucru care nu ne așteptam. Pentru etapa viitoare, sperați tot de la o victorie? Păi noi sperăm la o victorie până la sfârșitul campionatului. Acum nu contează ce sperăm noi, contează ce se întâmplă în teren. De ce echipe vă temi? Noi nu ne temem de nicio echipă, că nu ne omoară nimeni dacă intrăm pe teren, jucăm fotbal, de asta venim aici. Ce echipe crezi că v-ar pune probleme? Păi echipele de pe primul loc, nu? Ele sunt principalele echipe care ne-ar putea pune probleme, dar întotdeauna sunt și surprize. E fotbal, se poate întâmpla orice. Felicitări încă o dată, o seară frumoasă. Mersi, la fel, să rămână. La revedere. Nu uitați să dați like paginii noastre de Facebook Liga Prieteniei și să vizitați site-ul nostru www.ligaprieteniei.com. Mulțumim sponsorilor de la Homa Sport Shop și Cipita. O seară frumoasă!